Domnule Dan Achim, bine ați venit la Biblioteca Județeană Petredulf, cu ocazia lansării ultimului număr al revistei Pro Unione. Vă mulțumesc pentru invitație. Am acceptat-o cu plăcere, având în vedere colaborarea cu acest centru de cultură, Biblioteca Petredulfu, care face deosebită plăcere. Revista a ajuns la 20 de ani de viață. Și vă invit să ne povestiți puțin cine a inițiat, când a apărut, în ce context. După Revoluție au fost mai multe intenții culturale. În cele din urmă s-a conturat ideea unei fundații culturale pro-Uniune, care a fost înființată la Cicârlău prin inițiativa mai multor personalități culturale. Domnul Micu a fost președinte, profesorul Micu din Cicârlău, a fost Achim Valeriu, profesor, doctor, tatăl meu, Ioan Bogdan, poetul, și mulți alții care au colaborat cu multă încredere și cu mult suflet pentru a dezvolta activitatea culturală sub forma acestei reviste Pro Unione și altor activități care le considerau utile pentru punerea în valoare a fenomenului cultural, a personalităților locale, naționale. De unde vine denumirea Pro Unione? Pro Unione, după dezbatere destul de amplă, s-a stabilit că cel mai nimerit, cel mai bun, cel mai pertinent titlu trebuie să vină de la Vasile Lucaciu, așa cum dânsul Vasile Lucaciu, preotul din Șișești, a pus numele bisericii pe care a ridicat-o și a sfințit-o sub semnul Pro Unione, unirea tuturor românilor. Așa, ideea revistei trebuie să parcurgă același drum, să unească eforturile românești, marabureșene, dar și europene. Ce cuprinde revista? Revista cuprinde un număr de articole scrise de către intelectualii locului, dar și colaborări interjudețene, chiar naționale, sau colaborări din străinătate. Profilul ei este determinat de acești colaboratori. Și atunci, colaboratorii care au diverse profesii și pasiuni. Și atunci, în general, profilul revistei este cultural, istoric, literar, cuprinzând aproximativ 10 capitole. Iar mai la urmă, mai că tematicile de la sfârșit, cuprind participări la manifestări, comemorări, aniversări, întrucât și acestea fac parte din viața noastră și la care manifestări participăm. Cui se adresează? Se adresează, în primul rând, cercului de iubitori ai culturii, de pasionați, de cititori, intelectualilor, dar nu numai, studenților, profesorilor și tuturor celor care sunt pasionați, având reflexe și reflexe uimitoare din partea unor categorii multiple de cititori, a tuturor celor care le place să citească. Pentru că ne aflăm într-o bibliotecă, vă invit să faceți o incursiune în imaginarul dumneavoastră și să-mi spuneți cum arată o bibliotecă ideală în accepțiunea dumneavoastră. O bibliotecă ideală se apropie de ceea ce aveți dumneavoastră realizat. Un spațiu în care sufletește să te simți bine, nemai spunând intelectual, mental, care să-ți ofere, începând de la, să zicem noi, săli, liniște, un personal care să te ajute, să te sprijine și pe care să-l simți aproape, că dorește să te servească,
și să te stimuleze să citești. Sigur, o zonă unde poți să stai confortabil și la o cafea, inerent lucrul acesta pentru o dezbatere mai liberă, așa. Un spațiu care să fie dotat cu aparatură tehnică și care pe care s-o poți accesa cu ușurință, fără să ai probleme de întrerupere sau eu știu de alte. De asemenea, faptul că se pot realiza schimburi interculturale cu alte biblioteci este un lucru extraordinar și am beneficiat și eu de aceste schimburi. De exemplu, când am dorit să citesc ziarul Românul din 1911 din Arad, a fost foarte repede, am reușit să-l obțin și să fac un articol despre Vasile Lukaciu, care a fost în perioada respectivă la Londra și avea o corespondență în acest ziar. Atmosfera în general plăcută. Deoarece vine foarte multă lume, este și stimulator, deci accesul este foarte larg, așa, și faptul că este o dotare plăcută, inclusiv această sală, te face să vii cu mare plăcere în acest spațiu. Sper că și în viitor, în funcție de evoluția tehnicii și altor, probabil că se va dezvolta. În orice caz, cartea rămâne un element de bază, cu toate că multă lume citește și pe calculator, dar nu este aceeași plăcere a lecturii. Știu că aveți o relație specială cu biblioteca încă din copilărie. Ne spuneți cum se face asta? De multe ori m-am întrebat, de-a lungul timpului, de ce mă simt bine în bibliotecă. Și rememorând lucrurile, am pornit la faptul că și descoperit, dar maică mea era bibliotecară la Târgu Lăpuș, la biblioteca liceului Târgu Lăpuș, actualmente Petru Rareș. Fiind bibliotecară, eu în clasa întâi, a doua, a treia, școala primară, terminam orele, mergeam în bibliotecă, maică, împreună cu sora mea. Acolo eram între cărți. Le-am răsfăit, le-am citit, oricum am o imagine foarte plăcută. Și faptul că am trăit între cărți mă face să mă simt bine. Și astăzi. Mi-aduc aminte, mutându-se în Baia Mare, biblioteca pentru copii era în drum spre muzeul unde actualmente cabinetul notarului Dragoș. Două spații, nu erau foarte mari. Maica mea mai micuță așa între cărți, cu doamna Coteț, cu care mai lucra și alte colege, iar într-o parte știu că erau colecțiile de PIF. Se interziseseră într-o perioadă PIF-urile, toate abonamentele, și atunci maica mea a reușit să strângă câteva fonduri, donații, și să cumpere în mod particular colecția la care aveau acces pe foarte mulți copii. Mă iertați. V-am strânit amintiri din copilărie. Da. Ați preluat conducerea revistei de la tatăl dumneavoastră, înțeleg. Da. Am preluat-o, taică-meu a fost, sigur, și președintele fundației după decesul primului președinte, a domnului Micu. Taică-meu, toată perioada, a fost redactor șef și a colaborat foarte bine cu destul de mulți colaboratori și redactor era domnul Ștefan Belu, ziarist, profesor, cu care au scos numeroase numere, au conceput și le-au pus la punct. Iar taică-meu, datorită vârstei înaintate, până la urmă
mi-a transmis, așa, din mers, ideea revistei, să o înțeleg și de când nu mai este, am preluat-o și consider că este una din datoriile față de părintele meu, dar și față de ea de cultură și promovarea valorilor pe care doresc să o fac în continuare și cu ceea ce pot, cunoștințele mele, puterea de muncă, să duc la deplinire acest țel împreună cu colaboratorii care îi am la ora actuală și ea de revistă. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc mult și să aveți și dumneavoastră mult succes!